Da. Ne așteaptă o partidă foarte grea. Suntem conștienți de chestia asta. Chiar dacă Dinamo a avut un meci, nu a avut consistență în joc, chiar și așa au câștigat cu mediaș 3-0. 3-1, da. Da, 3-1. Au un lot destul de valoros. Calitatea individuală a jucătorilor se vede și au și un antrenor care le transmite din răutatea caracteristică lui. Niciun meci nu seamănă cu celălalt și noi poate dacă am avut evoluții bune, rezultatul nu a fost cel așteptat nici la meciul cu de acasă, nici la meciul. Sincer, ne așteptam la meciul cu Steaua după prima repriză să plecăm cu 3 puncte de acolo. Am început să credem din ce în ce mai mult în ce ne spune mister. Am început să creăm o stare de spirit pozitivă la echipă și pornim încrezător la noul drum, în noul drum că putem să facem rezultate foarte bune. Da, îi mulțumesc, mă bucur că are încredere în mine, că pot să-i transmit această încredere pe teren. N-aș fi ipocrit să zic că nu, chiar și la 32 de ani, ar fi un bonus pentru mine, neașteptat, poate, dar niciodată nu, asta să fie, poate dacă o să fie o lecție pentru toată lumea și pentru mine inclusiv. Da. Da, îi știm și din campionatul trecut, i-am urmărit și în ultimele meciuri, au o echipă, au venit câțiva jucători, s-a întors și Paul Anton, un jucător albin care este, nu este, pe postul meu, da, e relativ, adică în dinamica jocului poți să te întâlnești cu oricine. Da, sunt jucători care te întâlnești mai mult, mai des cu ei, da, sunt adversari, dar după voi, nemeți, e stâncă. Trebuie să ne folosim mintea și toate calitățile pentru a-l bloca. Eu tot timpul m-am înțeles foarte bine cu colegii, în general. Foarte rar am avut conflicte. Cred că cel mai bine discuțiile să fie foarte deschise între noi. Și mă înțeleg și foarte bine și cu Andu Moise, și cu Cioinac, și cu Ivan Chelava, și cu Mister, și cu toată lumea. Până la urmă așa se formează grupul. Încercăm să facem pentru că înțelegem că au venit foarte mulți jucători și timpul, avem nevoie de timp ca să formăm cât mai repede rezultatele pe care se așteaptă la Iași. Nu. Nu am reușit să discut un subiect care... Da, este fostul meu coleg, dar eu nu am... Mai am încă vreo 20 de foști colegi cu care n-am mai discutat. Foarte rar, cu puțin, da. Le doresc succes, deciziile și le iau singuri. Sunt responsabil pentru deciziile pe care și le iau. Da. Din punctul meu de vedere, cred că la meciul cu Clujul de acasă am avut o reacție care nu-mi stă în caracter să discut despre arbitraj, prefer să mă abțin din punctul ăsta de vedere. Maniera de arbitraj trebuie să fie cât mai corectă din punctul meu de vedere, din toate punctele de vedere. Ce mi-aș dori să nu facă greșeli voite, să fie echilibrat în decizii, să nu sau să încerce să fie cât mai invizibil, să nu ia decizii greșite. Și vreau să cred că așa se va întâmpla. Încerc să fiu ponderat, să fiu un exemplu pentru ei, dar în tensiunea jocului, când simt că este o decizie care o ia greșită, voit, atunci normal că s-ar nervi. Dar eu trebuie să fiu așezat, în ceea ce privește arbitrajul, mi-aș dori un arbitraj corect. Într-adevăr, aseară am considerat că a fost o decizie greșită,
am simțit că dacă las lucrurile așa și fără să pun un pic de presiune pe arbitraj, atunci ar putea să fie fiecare faul sau fiecare atingere sau fiecare adiere de vânt să fie un faul contra noastră și nu vreau să facem sau să pierdem pe anumite greșeli. Pentru că o echipă mare, dacă este un pic împinsă de arbitraj, automat au și reușite. Și nu vreau lucrul ăsta, pentru că noi muncim și vrem să fim arbitrați corect.